Neața Dani, neața Răzvan, lângă mine am campioane, dar și un președinte de federație fericit. Este vorba de doamna Elisabeta Lipă, Ionela și Gianina. Bună dimineața! Doamna Elisabeta Lipă, să vă întreb pe dumneavoastră prima dată, cum a fost anul acesta pentru canotajul românesc? Da, așa cum ai spus și tu, bună dimineața în primul rând, așa, și așa cum ai spus mai devreme, chiar sunt un președinte fericit și mă bucur că ai reținut că sunt foarte fericită. Am avut un an extraordinar, suntem pentru al doilea an consecutiv pe primul loc în topul federațiilor sportive naționale și asta ne dă speranțe și imboldul de a merge și de a ne lupta pentru acești sportivi minunați, având în vedere că anul viitor va fi un an foarte greu, ne distrăm astăzi, sărbătorim, ne felicităm, dar de mâine mergem mai departe, avem un an greu, anul calificărilor, pentru că dacă sportivul după 4 ani de activitate și nu numai 4 ani, nu se califică la Jocurile Olimpice, este trist că doar privește această competiție supremă la televizor. Dar eu cred în potențialul lor, cred în dorința lor, în ambiția lor și sunt ferm convinsă că și anul viitor și nu numai ne vom bucura de succesele lor. Ionela, Gianina, care a fost cel mai frumos moment din acest an pentru voi? Bună dimineața, în primul rând. Cel mai frumos moment din acest an pentru mine și cred că și pentru Gianina a fost atunci când am trecut linia de sosire și am trecut-o primele. Cred că acela a fost momentul de bucurie maximă și l-am trăit la o intensitate mult mai mare decât orice alt cursă sau orice alt moment din anul ce a trecut. Pentru mine a fost la fel ca și pentru Ionela, dar cu câțiva metri înainte, pentru că din ultimii 60 de metri, noi încă nu terminasem cursa, am văzut că eram în față și nu mai aveau celelalte concurente șansa să ne mai ajungă. Și cumva dinainte să trecem linia de finish am simțit acel sentiment, iar când ne-am relaxat după ce am auzit bipul de la final, atunci a fost, cred că, cel mai pur sentiment de fericire. Să nu uităm și cel de pe podium, când toți vin năvală peste noi și ne cuprind și le vedem lacrimile de bucurie și în special când sunăm familia acasă și la fel cu lacrimi de bucurie sunt la telefon pentru că ne urmăresc cursa cu sufletul la gură. De la 2019 ce așteptați, ce vă doriți? De la 2019 așteptăm și ne dorim să fie la fel de bun ca 2018, poate mai bun dacă vorbim despre campionatele europene și să fim sănătoase. Să ne păstrăm prietenii și familia alături și mai mult de atât eu nu pot să-mi doresc. Voi vă antrenați în continuare? Că știu că mereu faceți antrenamente astăzi la Snagov. Noi acum o oră am terminat antrenamentul, ne-am trezit la 6:30. Deja suntem puțin obosite, pentru noi e gata ziua pe jumătate. Da, ne antrenăm în continuare, chiar și în zilele de Crăciun. Cred că avem doar în prima zi de Crăciun liber, în rest antrenament, pentru că știm că doar așa se scoate rezultat. Sarmale aveți voie să mâncați de Crăciun? Avem voie să mâncăm orice, însă la vârsta la care am ajuns și noi știm ce ne dorim și astfel cumva asta ne responsabilizează pe noi să avem grijă ce mâncăm, ce bem, cât stăm noaptea și cumva încercăm câte puțin din toate, dar nu exces. Vă gândiți deja la Olimpiada 2020? Bineînțeles, asta este visul nostru cel mai mare, dar până atunci trebuie să calificăm anul acesta și nu am nicio emoție când o vom face. Și Olimpiada să ne încununeze munca din anii ăștia care nu a fost una deloc ușoară. Ați avut și vreun moment, nu știu, în care ați fost dezamăgită tu, Gianina, în primul rând anul acesta? Am avut acel moment de care spui, da, a fost după campionatul european, pentru că noi acasă am mers niște timp foarte buni și când ne-am dus la concurs, noi am dat tot ce se putea din noi, dar cu toate astea am venit pe 4 la 0,20 de sutime, ceea ce este mai frustrant. Însă acea dezamăgire nu ne-a doborât, ci ne-a făcut ca a doua zi am plâns, dar a treia zi să ne ridicăm și să uităm ce a fost la campionatul european și să ne antrenăm pentru cel mai important și anume campionatul mondial. Unde, spre norocul nostru, de fapt nu e noroc, pentru că norocul ți-l faci singur,
Am câștigat și am bătut și acele concurente care ne-au luat titlul și medaliile de la europene. Anul ăsta a fost un an plin de premii, va fi și acum, nu? La gală. Da, a fost un an cu premii, premii pe care le merităm. Și acum la gală vom fi premiate alături de colegii noștri care au adus și ei rezultate foarte bune anul acesta. Și nu putem decât să ne bucurăm și să sperăm ca pe viitor să aducem la fel de multe medalii frumoase. Eu vă mulțumesc mult de tot și vă urez multă baftă. Răzvan, Dani, înapoi la voi în studio. Mulțumim tare.